Bună ziua, Iulian Manta. Sunteți aici în fața primăriei Romei pentru a anunța o grevă generală. Ne spuneți mai multe? Dar astăzi suntem aici pentru a face un flash mob în ceea ce privește morții pe șantiere, pentru că este un număr foarte mare, chiar dacă numărul muncitorilor în construcție a scăzut drastic, circa 10 ani de zi sau circa 6.000 de locuri de muncă, dar totuși încă se moare pe șantierele italiene și mai ales sunt circa 1.500 de muncitori care au murit căzând de la înălțime. 15 martie este o grevă generală în ceea ce privește sectorul construcțiilor și asta pentru faptul că nu există încă o masă rotundă cu guvernul la nivel național în ceea ce privește plecarea noilor lucrări la nivel național, a lucrărilor practic de infrastructură, vorbim foarte puțin, lucrările publice sunt toate oprite de către guvernul actual. Cum se va desfășura și vor fi și români care vor participa? Gândiți-vă că în sectorul construcțiilor 80% din forța de muncă străină este cea românească, deci categoric ar trebui să fie prezenți în piață, la piața de lucru popor și cetățeni români care lucrează în sectorul construcțiilor. Câți români sunt răniți sau suferă accidente la locul de muncă? Deci numărul real al muncitorilor români în sectorul construcțiilor nu se poate ști niciodată, pentru că de multe ori, practic, se face o statistică la nivel de muncitori, nici de punct de nivel de naționalitate, cum se făcea în alți ani, dar gândiți-vă că atâta timp cât este masivă prezența românilor pe sectorul construcțiilor, este practic un număr nu indiferent de accidente la locul de muncă, care de multe ori soldează și cu moartea acestora. Care sunt cele mai periculoase, să spunem, locuri de muncă în construcții sau operațiuni? În sectorul construcțiilor totul este periculos, pentru că în momentul în care tu lucrezi în sectorul construcțiilor, trebuie să fii atent să nu rănești pe cel din jurul tău. Din punctul meu de vedere, în momentul de față și în urma accidentelor deja întâmplate, vorbim de circa cele mai multe se întâmplă de la căderea de la înălțime. Deci, practic, oameni care lucrează atât pe blocuri, pe schele, etc., pe platforme aeriene, etc. Mulțumesc!